Bună seara, bun găsit la o nouă ediție Spațiul Deciziilor. De această dată ne aflăm în caravană. V-am obișnuit de după masa cu cele două ediții, Observator Transilvan și Transilvania la zi, de aici, de la Sfântul Gheorghe, din județul Covasna. Ne aflăm în vecinătatea Casei de Cultură Municipale, de aici, din Sfântul Gheorghe. Spațiul Deciziilor demarează următoarele 55 de minute, pe măsură, vă promitem, dragi telespectatori. Alături de mine și o colegă jurnalistă din partea locului, este vorba despre Mirela Cara, jurnalist la Observatorul de Covasna. Salut, Mirela, bine ai venit în platoul emisiunii amplasat aici cu această ocazie. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc că m-ați invitat. Și, și cu întrebările pregătite, Tolba plină alături de noi în această ediție, domnul Tomaș Șandur, președintele Consiliului Județean Covasna. Domnia sa reprezintă și Uniunea Democrată Maghiară din România. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și încerc să fac față la întrebările dumneavoastră. În mod sigur, sau noi să facem față la răspunsurile dumneavoastră. Și totodată îl salutăm cu respect pe domnul Horia Grama, deputat PSD de Covasna. Domnia sa a fost și prefect al acestui județ. Bună seara, domnule deputat. Dumneavoastră sunteți și președinte al Comisiei pentru Politica Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților. Bună seara, mulțumesc că m-ați invitat, bună seara telespectatorilor dumneavoastră și aștept cu interes să derulăm această emisiune. Așa și vom proceda Mirela, care ar fi din partea locului pachetul de întrebări cu care ar trebui să demarăm ediția de astăzi, Spațiul Deciziilor? Ar trebui să stăm la povești mult. Care e cea mai arzătoare problemă? Probleme arzătoare n-aș putea să spun că sunt, dar sunt niște probleme, dacă vreți, de nuanță. De nuanță. Care domnii știu deja și poate trebuie să spun că eu vin de la București și că văd cumva problemele astea, dacă vreți, detașat. Tu vii de la București, noi venim de la Cluj, da, așa că este, deci este o întâlnire de bun augur. Este o întâlnire extraordinară, pentru că avem perspective diferite asupra acestui oraș, în primul rând. Eu propun atunci să începem cu relațiile interetnice, relațiile româno-maghiare. Nu de altceva, dar în această după-amiază, colegul nostru, jurnalistul TVR Cluj, Sobu Ucioba, a avut o dezbatere, am înțeles, care a ajuns la a treia ediție cu clubul media Corbi Albi, o dezbatere pe teme româno-maghiare. Am înțeles că s-au dezbătut, s-au încins spiritele în modul cel mai pozitiv al cuvântului. Domnule Tomaș Șandur, sunteți președinte de Consiliul Județean, ați fost deputat, cunoașteți mai tot ce mișcă și dumneavoastră cunoașteți foarte bine mai tot ce mișcă prin acest județ. Mai există probleme interetnice, probleme între cele două comunități de bază, să le spun așa, ale zonei, comunitatea maghiară și comunitatea românească? Mai mult, că am fost și deputat, sunt președinte de Consiliul Județean, sunt președinte al UDMR-ului. Mai mult de atât, am o familie care are vreo 500 de ani de când suntem în județul Covasna. Deci eu cred că pot să vorbesc deschis și din amintirile familiei și din relațiile familiei mele interetnice în județ sau în afara județului. Eu cred că nu am avut sau nu avem probleme majore în ceea ce privește oamenii de rând și mai ales oameni de o parte maghiar sau român care sunt băștinași în județ. Însă și dacă tot m-ați întrebat și dacă tot vorbesc, vreau să și zic ceva, însă sunt oameni care au fost aduși aici în regimul comunist, care au fost propagandiști al Partidului Comunist și care au rămas poate în funcții și fără funcții cu voce tare și care strică, din când în când, strică ori pe față, ori sub masă, relațiile pe care le construim. Cum? Cum se pot strica niște relații? Pentru că întotdeauna aruncă un fitiș. Și dacă vreți, pot să vă spun și un exemplu. Victor Ponta, premierul României, care a fost candidat la președinția României, s-a mirat de ce nu au votat
cei din județul Covasna, mai degrabă ungurii, nu au votat pe el. Și vă spun și de ce. Nu cu Victor Ponta am avut probleme, ci cu unii oameni care sunt la direcțiile subordonate ministerelor guvernului, care... Vorbim de deconcentratele vorbim din județ. Vorbim de deconcentrate, da. Și dacă vă spun, pot să vă spun și un institut sau o instituție concretă, de pildă la OPC, la Protecția Consumatorilor, este un domn numit de Guvernul României care jignește zilnic majoritatea populației din județ. Eu nu vorbesc despre activitatea... Din păcate nu l-avem alături okay, ca să... Nu ca vorbesc să despre activitate profesională, vorbesc despre un discurs, despre adjective, despre relații interumane. Și acest singur om, această singură instituție... Nu e numai singur, mai sunt. Pe maghiar ca să mai nu sunt, pentru că în fiecare zi percepția populației din județ despre guvern sau despre primul ministru, desigur, se leagă despre acești oameni care reprezintă, de fapt, guvernul. Nu este de față directorul OPC-ului, dar este de față, este din partea Partidului Social Democrat, da, probabil, numit acest domn, deși la deconcentrată știm că nu primează partidul, dar cunoaștem și jocurile de culise. Domnule deputat, da. A început în trombă, în forță, colegul dumneavoastră. În ce relații sunteți? Nu, hai că vă întreb. În ce relații personale sunteți cu domnul președinte Tomaș Șandor? Sunt în relații foarte bune. Eu am văzut întâlnirea dumneavoastră înainte de emisiune. Da. Foarte cordial, foarte prietenesc. Păi, eu cred că este normal ca doi lideri politici de la partide diferite, chiar și din etnii diferite, să discute și să aibă dialog. Problemele care preocupă societatea din județul nostru și este normal să avem discuții și să fim civilizați. Ați fi așteptat la toate acestea pe care le-a enumerat domnul Tomaș Șandor că etnicii maghiari nu l-au votat pe prezidențiabilul la ora aceea, Victor Ponta, din cauza unui personaj sau mai multor personaje sau a instituțiilor pe care le reprezintă? Eu cred că domnul președinte exagerează puțin aici. Sigur, în ceea ce a spus dânsul, toți avem și românii și maghiarii, avem elemente mai extremiste sau mai vocale într-un anumit sens, mai radicale în ceea ce privește etnia fiecăruia. Dar eu cred că etnicii maghiari s-au comportat cam cum s-a comportat tot electoratul din Transilvania și nu cred că putem să punem pe seama... Electoratul maghiar sau electoratul tot electoratul în general. În Transilvania și nu cred că putem să punem pe seama unui singur om care, știu eu, nu pot să spun dacă a făcut sau nu abuzuri sau a înjurat, nu e treaba lui, el este funcționar public, trebuie să-și facă datoria acolo unde este și nu e treaba lui să aibă poziții etnice sau interetnice. Chiar vă rog. Chiar asta era problema, că este funcționar public. Dacă este un om de rând, poate să aibă o opinie pe care dorește. Dar când este funcționar public, nu poate să-și permite să vorbească jignitor despre una sau despre altă naționalitate. Asta este părerea mea. Dacă greșesc, putem dezbate. Însă, revenind la prima întrebare pusă de dumneavoastră, eu cred și mulțumesc domnului deputat ceea ce a afirmat, pentru că, într-adevăr, am lucrat și lucrăm foarte bine și cu PSD-ul și cu alte partide care au fost... Ați fost colegi de coaliție, am fost colegi președinte. De coaliție și vă spun că noi lucrăm împreună nu numai când suntem în coaliție. Deci când era PSD-ul în opoziție și noi eram la guvernare sau invers, întotdeauna am găsit soluții corecte pentru județ și cu domnul deputat și cu PSD-ul în general. Și aici aș putea să intru și în detalii. Deci când am fost ales președinte al Consiliului Județean Covasna, desigur și nu numai atunci, dar pe parcursul anilor, întotdeauna când mă întâlnesc cu colegii primar român, întotdeauna și în primul lucru a fost care am spus. Pe probleme politice o să ne batem, cu siguranță. Dar pe probleme de dezvoltare a localităților, a județelor, pe probleme de a rezolva o problemă corect, asta cu siguranță suntem alături. Și eu cred că poate să confirme și domnul deputat, poate să confirme acei oameni cu care lucrăm împreună. Mirela. Și asta este cel mai important lucru. Am
Am observat că discuția puțin a virat așa spre sfera politicului. Noi am plecat cumva de la felul în care conviețuiesc etniile, pentru că despre asta este vorba. Cum trăiesc oamenii aici? De când am venit aici, am observat că pot să dezmint ceva legat de faptul că vin oamenii la București, de exemplu, și spun, domne, am vrut să-mi cumpăr din Covasna o pâine și nimeni nu mi-a vorbit românește. Toată lumea vorbește maghiară. Asta este ceva ce nu s-a întâmplat aici. În schimb, există un conflict, dacă vreți, pe care eu îl numesc surd. Există pe de o parte tabăra maghiarilor care spune, domne, eu sunt tot timpul, drepturile mele sunt încălcate, nu mă simt respectat ca minoritar. Pe de altă parte, există tabăra românilor care, vorbesc acum de românii de rând, nu vorbesc de oamenii care sunt integrați în sfera politică. Există tabăra românilor care spune, domne, eu nu pot să ocup un loc de muncă aici, pentru că toate locurile de muncă mai bune presupun să fii și cunoscător al limbii maghiare. Eu, nefiind cunoscător al limbii maghiare, pentru că am învățat într-o școală cu predare în limba română, sunt dezavantajat și nu pot să obțin un loc de muncă sau și ei se simt cumva discriminați, sunt niște majoritari minoritari. Subscrieți, domnule deputat, la toate acestea afirmate de colega noastră? Deci, în legătură cu relațiile interetnice, eu cred că există anumite probleme interetnice aici, anumite frustrări pe care nu le putem nega și părerea mea este că toate aceste frustrări au ca sursă principală anii 90, când în județele Covasna-Harghita s-a practicat un separatism total, cu care astăzi își arată roadele. S-au separat școli, grădinițe, tot ce se putea separa s-a separat etnic. Și în decursul timpului, sigur că acest separatism a generat, eu spun din punct de vedere al românilor, că eu consider că reprezint comunitatea românească, mai mult sigur în general toți locuitorii județului, dar eu reprezint comunitatea românească, sigur că domnul Tamaș o să fie mândru să spună că el reprezintă maghiarii. Deci în rândul românilor există o frustrare destul de mare pentru că sunt marginalizați și din perspectiva folosirii limbii există multe restricționări, mai ales în posturile, în ocuparea unor posturi în administrația locală. Care sunt aceste cunoașterea limbii maghiare pentru orice post, indiferent că deci, e în relații cu publicul sau nu. Dați-ne două exemple. Nu, dați un singur exemplu. Sau unul singur. Pentru că așa ceva nu există. În legislația în vigoare cere expres cunoașterea limbii române. Dumneavoastră vorbiți de practică, nu? Da. Eu vorbesc despre practică. Deci nu se poate condiționa de cunoașterea limbii maghiare. Și nici nu se condiționează. Dacă spuneți un exemplu, îmi ridic pălăria. Am fost eu la o discuție cu doamna Cherestei, de exemplu, în contextul ăsta în care dumneavoastră își dă demisia și trebuie să vină altcineva pe postul de inspector școlar. Și în acest context în care povestea despre ce se mai întâmplă la nivelul județului Covasna și așa mai departe, spunea așa, domne, mie mi se pare normal ca persoana care vine la conducerea inspectoratului să cunoască și limba maghiară. De ce? Pentru că sunt niște realități pe care nu putem să le negăm ale acestui spațiu, care constau în faptul că în multe zone din Ținutul Secuiesc, cadrele didactice sau poate copiii nu vorbesc limba română. Da, și atunci dumneavoastră spune așa. De acord cu dânsa? Eu sunt de acord, dar dacă eu aș lucra în învățământ și mi-aș depune candidatura ca inspector școlar, aș avea acest, dacă vreți să-l numesc poate forțat, handicap, că nu cunosc limba maghiară. Eu vă mai spun o chestiune care ține de mine personal, de exemplu, și de o frustrare pe care mi-am dezvoltat acum. Am văzut niște spectacole extraordinare la Teatrul Maghiar de aici, din Sfântul. Îmi doresc să le văd, sunt o iubitoare de teatru, dar am observat că nu există supratitrare. Există acum în timpul festivalului Reflex, ceea ce este minunat, dar eu mă simt privată de posibilitatea de a înțelege un spectacol pentru că nu am și supratitrare în maghiară. Am văzut un spectacol în limba maghiară, am înțeles că e bun, dar 30% din el l-am pierdut din cauza aceasta, că nu aveam limba. Există practica aceasta, Mirela, eu știu că la Teatrul Maghiar din Cluj
Știu că există, tocmai despre asta vorbesc. Cu această supra-titrare, probabil încă nu s-a ajuns logistic la acest capitol. Așa cum vă înțeleg, stimați domni, frustrare pe o parte, pe altă parte, fiecare cu problematica lui, dar... Vă supărați, eu nu sunt frustrat. Nu. Supărat. Nici nu mă sunt. Nu, dar ați fost așa puțin pornit pe colegul dumneavoastră. Da. Nu pe dânsul, nu pe dânsul, pe partidul, probleme, pe teme. A, da, pe teme. Îmi plac temele acestea. Bun, atunci ajungem la capitolul mult îndrăgit de către cei din România și nu numai, așa din perimetrul balcanic. Mentalitățile. Deci avem probleme de mentalități, ca să nu supărăm pe nimeni. Mentalitățile a fi schimbate, termenul de garanție este unul foarte îndelungat. Puțin, puțin forțat aș intra în problema autonomiei, pentru că aici domnul deputat vorbea de acele frustrări, pentru că la dumneavoastră pot să folosesc acest termen, la dumneavoastră de curând a fost o descindere în perimetrul european, mult mai apropiat de Strasburg. Cu această autonomie, văd aici cele 47 de consilii locale din județele Covasna, Arghita și Mureș au solicitat sprijinul Consiliului European în vederea obținerii autonomiei Ținutului Secuiesc. Băi, nu e treaba aceasta de mult cu autonomia. Am discutat și cu colegi de dumneavoastră în altă emisiune din administrația locală. Dacă suntem în perimetrul secuiesc, ținutului secuiesc, nu avem cum să nu discutăm despre autonomie, pentru că toată lumea. Hai că și Mirela vorbea de acea legendă cu cumpăratul pâinii într-o limbă sau alta și noi știm foarte bine că sunt legende, sunt chestii care nu prea au de-a face cu adevărul pur. Dar din, când în când ne deranjează când unii născocesc aceste legende despre noi. Tocmai de-aia am și spus, pentru că este un prilej să infirm niște zvonuri stupide care chiar nu fac decât să alimenteze prejudecăți. Bine, nu este o practică generală, dar se mai întâmplă. Deci nimeni poate să spună că mergând într-un magazin, pe mine cel puțin nu mă deranjează. Primul lucru, prima limbă în care mă întreabă vânzătoarea e în limba maghiară. Sigur că poate dacă vine cineva de la București se simte dintr-o dată blocat. Dar eu îi răspund în limba română și atunci... Și atunci se clarifică nu situația. Nu am probleme să discut. Deci poate că acesta poate fi interpretat o chestiune de, știu eu, da, că nu se vorbește... Domnule președinte, da. Vrea să mai adăugați ceva acum. Deci, ceea ce înseamnă cu chestia cu pâinele, haideți să lămurim. Deci, cu pâine, da? Da. Să vedem. Județul Covasna are 76% majoritate maghiară. Sunt comune întregi, care sunt comune de 1000 de ani. Atestat documentar 800 de ani. Unde trăiesc 100% unguri. Deci, desigur, mi se pare absolut firesc ca vânzătorii de acolo să vorbească. Pentru că nu s-au întâlnit sau nu se întâlnesc. Într-adevăr, dacă vine un cumpărător român, prima dată, desigur, vânzătoarea o să întrebe sau o să întrebe în limba maghiară. Dar nu cred că există un caz concret când unul care vine și vorbește românește, vânzătorul sau vânzătoarea nu o să vorbească românește. Așa ceva nu s-a întâmplat. Să trecem peste capitolul paranteză. Pâine și cumpăratul sunt pâine. Comunități numai de 1000 de ani, sunt și de 2000 și de mai multe mii de ani atestate în Covasna, ca să îl corectez un pic. Atestat scris vorbeam eu. Nu, dacă îmi permiteți, aș vrea să-mi clarific, dacă vreți și personal și poate și pentru alți oameni care cunosc fenomenul destul de puțin. Un cetățean maghiar este și cetățean român. Din punctul meu de vedere, un cetățean român, de exemplu, luăm un caz al unui arab care se stabilește în România. Domnule, el când vine aici și vrea să fie cetățean român, este supus unor teste incredibile, la care noi românii nu putem să răspundem. De istoria românilor, de geografie, de limbă. Mie mi se pare absurd să invoc acest argument al vechimii pe teritoriu ca etnie și să spun, domnule, ei au motivația să nu vorbească limba română pentru că sunt aici o comunitate de maghiari de niște mii de ani. Foarte frumos, e dreptul lor să vorbească maghiară, dar unde este cetățenia de român? Cum și-o demonstrează? Vă mulțumesc pentru întrebare și vedeți, apropo de mentalitate, asta trebuie să schimbăm. Trebuie să înțelegeți și dumneavoastră și alții că noi nu suntem veniți ca arabi.
Deci, cei care suntem noi aici... Dumneavoastră acum v-ați agățat de altceva. Da. Hai să ne ascultăm, da, domnul președinte, pentru că eu argumentația ta e argumentația ta, să vedem și argumentația dânsului. Noi, secui, stăm aici de 1000 de ani. Eu nu discut cine a fost primul. Eu cred că ar trebui să trecem rapid peste chestia asta. Nu asta e important. Deci, hotarele s-au mișcat fără voia noastră peste capul nostru. Asta înseamnă că noi suntem aici pe terenul nostru. Acasă suntem. Cum se zice acasă? A doua problemă. Trebuie să schimbăm mentalitatea că România este a românilor. Să fie foarte clar, România nu este a României. Nu este numai a românilor. România este țara noastră. A românilor, a ungurilor. Deci nu există o supremație nici a românilor, nici a ungurilor aici în Ținutul Secuiesc peste celălalt cetățean. Pentru că suntem egali. Asta este foarte important, cred eu, mai ales pentru bucureșteni, nu pentru aldereni. Ardelenii sunt altfel, de orice etnie ar fi. Eu vorbesc despre bucureșteni. Eu am fost 12 ani deputat în Parlamentul României. Când am spus chestia asta în Comisia Juridică, au sărit toți în sus, vă dați seama. Dar susțin. România este patria noastră comună. Da? Este țara noastră comună. Nu este nici țara cetățenilor români. Exact, țara cetățenilor români. Și cum definiți cetățean român? Ce fel se definește din perspectiva dumneavoastră cetățeanul român? M-au întrebat trebuie... ce de loialitate. Spuneți. Dacă întreb, vreți. De exemplu... Exact. Da. Deci eu sunt loial României pentru că sunt cetățean român. Eu sunt și cetățean maghiar, că am dublă cetățenie. Dar faptul că eu trăiesc în România, plătesc taxe în România, respect Constituția și legile țării, asta înseamnă pentru mine loialitatea față de România. Și vorbesc limba română. Și vorbesc și limba română. Exact. E interesul meu să vorbesc limba română. Dar nu putem să impunem oamenilor, mai ales populației bătrâne, care nu a avut tangență cu români. Nu cu România, cu români. De pildă, în comuna Sânzien, e o comună de 800 de ani acolo, sunt 5.000 de etnici maghiari, din care majoritatea probabil nici din județ n-a ieșit. Deci nu a avut un contact. N-au dar învățat. În cazul ăsta nu putem vorbi de dar nu niște victime impune. Ale... Pentru că oamenii ăștia, după cum povestiți, trăiesc într-o izolare, tocmai o autoizolare, dacă vreți, prin faptul că nu au avut nu, această... Probabil, nu, probabil chiar autoizolare. N-a avut au fost obligați. Eu sunt conștient și militez pentru a învăța limba română. Perfect. Și vă spun și speța mea. Eu m-am copilărit în Târgu Secuiesc. Înainte de 89, Târgu Secuiesc avea 96% maghiar. Eu, în armată, am observat că, domnule, mai sunt și alți în afară de unguri. Acolo, în armată, nu știam românește, credeți-mă. Nu știam să vorbesc românește. Nu știam două propoziții corect să vorbesc românește. Și acum am carențe. Nu zic nu. Dar atunci mi-am dat seama că e interesul meu cât de rapid să învăț. Eu vă propun să trecem domnul președinte, aici să vă ascult pe dumneavoastră, după care trecem la alte teme. O secundă, am ceva în context. Da, sigur. Deci, problema cea mai mare privind cunoașterea limbii române este nu că cei mai în vârstă, care, după părerea mea, sunt mai procentual mai mulți care cunosc limba română decât cei foarte tineri. Aici este marea problemă, că tinerii de pe băncile școlii, de pe băncile liceelor, există un procent foarte mic, cei care învață în școlile maghiare, care cunosc limba română satisfăcător. Și aici este marea problemă. V-am întrebat... În Europa, și ajungem și la tema autonomiei, în Europa sunt... A, deci știți unde vreau să Da. În Europa sunt modele foarte frumoase de conviețuire și de a cunoaște limba celorlalte. Tirolul de Sud este o autonomie perfectă teritorială cu etnici 75% german, cu etnici 20% italien și 5% ladin. E exact proporția pe care avem în județ. 76% maghiar, 22% român și 4-5% țigan. În Tirolul de Sud este un bilingvism total. În ceea ce înseamnă angajările în instituțiile publice, există o proporționalitate etnică matematic Bun. Foarte frumos. Am înțeles. Hai să trecem un pic la problematica aceasta, din nou, care a reapărut, dar care dăinuie cu această autonomie. Am discutat și cu colegii de-ai dumneavoastră și cu politicieni din alte partide.
Deja nu mai știm noi, jurnaliștii, câte feluri de autonomie există. Autonomie fiscală, teritorială, culturală. Probabil există și alt fel de autonomii. Ați fost la Strasburg, da? Alături de și de colegul dumneavoastră, primarul din Sfântul Gheorghe. Ce s-a întâmplat acolo pe scurt, în afară de ce știm noi din fluxurile de presă? Deci, de ce ne-am dus? Deci, păi știm. De ce? Pentru a cere un arbitraj pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Nu știu. Deci nu suntem de acord cu intențiile de reorganizare teritoriale administrativă a României, în așa fel încât județele din Ținutul Secuiesc să fie înglobate într-un alt județ mai mare, unde proporția noastră etnică va scădea la 25%. În timp ce în județul Covasna suntem 75%, în județul Harghita suntem 86% și în județul Mureș suntem 45%. Pentru că aceste opinii care au venit din partea Bucureștiului și aceste intenții sunt contrar legislației române, care înglobează și tratatele internaționale. Deci atunci s-a pornit, acum 2-3 ani de zile, în procesul de reorganizare administrativă a României, s-a pornit această inițiativă din partea comunităților din Ținutul Secuiesc. Noi am încercat să obținem și prin referendum anumite hotărâri consilieri locale sau județene, dar aceste referendumuri au fost tăiate pe cale administrativă și după aceea pe cale judecătorească. Ceea ce pentru noi este revoltător, pentru că orice opinie trebuie ascultată, ori prin referendum, ori prin reprezentanții noștri politici, iar doi, nu se pot iniția schimbarea hotarelor administrative a orașelor, comunelor sau județelor fără o prealabilă consultare cu populația și fără a atinge proporția etnică toate în aceste județe. Toate aceste lucruri când s-au întâmplat? Numai o clipă, domnule deputat. Vorbeați de acum 2-3 ani de zile? Erați la guvernare? Vorbesc de două probleme. Una, când eram la guvernare cu PDL-ul în timpul lui Traian Băsescu și atunci ne-am opus. Și doi, când nu eram la guvernare încă cu PSD-ul și a fost inițiat de domnul Dragnea această inițiativă. Am avut discuții foarte multe și cu domnul deputat, și cu domnul prim-ministru, și cu domnul viceprim-ministru pe această temă și nu am fost de acord și nu putem să fim de acord. Putem fi de acord cu alte posibilități să vedem cum funcționează în Europa. Pentru că probabil foarte multe știu că din 28 de state care sunt membri a Uniunii Europene, în 14 funcționează autonomie pe criterii teritoriale. Deci și vreau să în 14 din 28, da. Deci 50%. Și vreau să scot imediat termenul autonomie pe criterii etnice, pentru că nu vrem... Nici n-am folosit, nici eu ați dar, văzut, dar auzit. Eu anticip nu la dumneavoastră, probabil la unii care se uită. Deci este vorba de autonomie pe criterii teritoriale. Aici nu vrem să facem stradă pentru unguri și stradă pentru români. Vrem să facem o autonomie care înseamnă decizii luate la nivel local. Nu înseamnă sârme ghimpate, pașaport și alte minunății născocite de bucureșteni, înseamnă decizii luate pentru interesul comunității la nivel local. Nu asta cum vedeți, domnule deputat? Știți că vorbeam de separatism. Eu văd încă o încercare de separatism. Eu văd clar o autonomie pe criterii teritoriale, etnice. Deci de asta m-am anticipat. Etnice. Pentru că argumentele domnului președinte nu sunt valabile în ceea ce a propus domnul Dragnea. De exemplu, județele își mențineau teritoriile în cadrul regiunilor. În configurația actuală, Covasna, Harghita, Mureș se află în regiunea centru cu Alba, Sibiu și Brașov. Și modelul propus de PSD era tocmai pe regiunile de dezvoltare, pentru că aceste regiuni și n-avea sub nicio formă un criteriu etnic, că toată această reformă a fost gândită nu din perspective etnice, ci din cu totul și cu totul alte, din perspective de
dezvoltare, din perspectivă de... Și când se va relua toată această problematică? Pentru că problema regionalizării... Bună, deci această problematică deocamdată este închisă pentru că ea nu poate fi aplicată și pusă în aplicare atâta timp cât nu schimbăm Constituția. Constituția României consfințește ce fel de împărțire teritorială administrativă există în România pe comune, orașe și județe. Astea sunt ori înființarea unor regiuni acum nu are suport, nu are niciun suport legal și constituțional. Deci până la schimbarea Constituției nu se mai discută despre această problemă. Da, și în legătură cu acțiunea de la Consiliul Europei, eu aș putea să remarc că dacă liderii UDMR care au participat acolo ar fi ținut cont de părerea legală a prefectului care a atacat toate hotărârile consiliilor locale cu niște argumente juridice absolut pertinente, ar fi aflat, fără să se mai ducă acolo la Consiliul Europei, unde li s-a spus același lucru, că Consiliul Europei nu are competență să facă politică regională într-un stat independent și suveran. Așa vi s-a comunicat, așa vi s-a spus acolo, că nu are competențe? Nu Consiliul European nu are, ci Comisia. Comisia Europeană. Deci nu Comisia în totalitate nu are, ci Comisia de Monitorizare. Nu are această competență și competența a fost dată înapoi la Consiliul Europei. Și la ce vă așteptați în continuare? Deci eu aștept și sunt convins că vocea și voința unei largi populații trebuie ținute cont. Deci nu mai suntem înainte de 89 când poți să pui capacul pe un vas sau mai bine zis. Și eu am fost copil când m-am jucat la pârâu și știu foarte bine. Dacă vrei să zăgăzuiești în pârâu, atunci curentul este și mai puternic. A, deci așa. Mirela, hai să încheiem capitolul acesta cu concluziile tale. Aș mai fi vrut doar o mică lămurire, dar nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Să mai trecem și la alte teme, Da, numai puțin, pentru că am impresia că ar putea să ne ajute puțin discuția asta și pe mine, dar și pe alți oameni să înțeleagă. Care ar fi avantajele propriu-zise pe care noi le-am obține în acest spațiu printr-o autonomie, pentru că oamenilor nu le este clar. Vă mulțumesc pentru întrebare. Este în primul și în primul rând problema noastră. E o carență a noastră, pentru că am vorbit numai pentru noi în timp de 25 de ani și nu am formulat argumente ca și domniile voastre să înțeleagă. Despre autonomie și aici încă o dată vreau să vorbesc, nu este vorba de autonomie pe criterii etnice. Nu vrem autonomie pentru unguri. Vrem autonomie pentru un anumit spațiu. Să zicem județele Harghita, Covasna, Mureș, putem să zicem Ținutul Secuiesc, asta este mai puțin important. Important este să avem posibilitate de decizie, pentru că în momentul de față, în România, există o recentralizare masivă. Pentru că nu se iau decizii pertinente, corecte. Și am discutat și cu domnul deputat în particular. Și când am spus, hai să luăm, să scoatem aspectul etnic din această problemă, să luăm pe probleme sociale, de pildă. Cum să împart ajutoarele sociale? Cine ia aceste decizii? Că mie nu mi se pare normal că sunt 57 de specii de ajutoare sociale. În loc să putem lansa un program pentru cei care muncesc, nu pentru cei care iau ajutor social. Nu avem aceste probleme. Și pot să vă spun un singur exemplu? Unul singur scurt, că are drept la replică domnul deputat. Mai lăsăm atunci și vedem. Aveți un drept la replică și după aceea mergem mai departe cu temele. Sigur, explicațiile domnului președinte sunt pertinente, dar eu mă întreb, dacă nu vor o autonomie specială, de ce o autonomie mai mare și mai bine desăvârșită locală, care ar fi aplicată unitar în toată România, nu ar satisface și zona aceasta. Nu înțeleg. Dacă eu, nu e vorba despre teritorialitate și etnicitate. Vă spun eu. În momentul de față, autonomia locală este zero față de București. Este zero, domnul deputat. Și știți și dumneavoastră foarte bine. Pentru că la București, la minister, se decize dacă asfaltăm un drum în Valea Seacă sau la Sânzien.
Și credelențele, propunerile, propunerile putem să le facem cu primarul împreună. Și știți foarte bine. Dar deciziile se ia la minister. Domnilor, și nu mi se pare normal. Permiteți-mi să intervin acum și eu, ca și moderatorul emisiunii. Domnule președinte Tomaș Șandur, a fost o decizie înțeleaptă că ați ieșit de la guvernare, pentru că probabil atunci discuția din această emisiune, din acest platou, era într-o altă tonalitate. Majoră, nu minoră, vorbind muzical. E bine că ați ieșit de la guvernare, deci pentru nu că era... la momentul la care discutăm noi, sunteți așa, nici acolo, nici dincolo. Da, am și eu un banc, dar nu pot să spun aici în public. O să spun după. După, mă rog. Deci, ori știu, suntem știu la guvernare, da? Domnilor, ori suntem, doamnă, ori suntem la guvernare, ori nu, opinia noastră nu se schimbă. Asta este important. Deci noi avem două mari deziderate, noi, UDMR-ul. Una, lărgirea sferei și protecția minorităților în România și, desigur, în special și pentru unguri, dar în general pentru toate, pentru că sunt 18 minorități în România recunoscute. Unu. Și unu când, la mână. Când duceți la bun capăt, la bun sfârșit acest deziderat? Unu la mână. Doi, dezvoltarea localităților și a regiunii unde trăim. Mi se pare absolut normal. Dacă găsim parteneri la partide românești care sunt în putere, păi, noi putem garanta stabilitatea guvernării. Sunt la putere acum. În putere, am spus, nu la putere. În putere. A, într-o putere într-o fizică, putere, cât de cât, putere, da, politică, putere morală. Eu am un banc care pot să vi-l spun. Sigur? Da. Fără bulină? Fără bulină, bine, da. Fără bulină. Dacă ați auzit culmea, care este culmea etnicității? Să te facă un german, să fii mândru că ești român, chiar dacă ești maghiar. Foarte bun. Bun. Deci faceți referiri directe acum. Dezideratele dumneavoastră ale partidului. Pentru că eu mi-aduc aminte, eu făceam foarte multe emisiuni când erați la guvernare împreună. Da. Și înțelegerea era absolut, absolut deplină. Foarte multe probleme nu se discutau nici pe o parte și nici pe cealaltă parte. Acum au revenit aceste probleme. Care sunt dezideratele PSD-ului? PSD-ul mai este la guvernare, nu știm până când va fi la guvernare. UDMR-ul probabil așteaptă momentul să nu mai fie guvernul Ponta. După câte vedem semnale... UDMR-ul așteaptă momentul când putem ajuta un partid mare din București, gata, dar ca să poată PSD-ul să guverneze țara. Unul singur poate să fie PDL-ul cu PNL-ul, că acum e doar PNL, deși ne este nouă jurnaliștilor foarte greu să deslușim care e partea pedelistă și care e partea penelistă. Dumneavoastră v-ați așteptat, suntem ardeleni, a spus, vorbim pe șleau. Ați așteptat din partea președintelui Klaus Iohannis, care la rândul lui minoritar, să vă întindă o mână și să zică la foștii lui colegi din PNL să-i primiți la guvernare. Nu o să vă primească, spun unii și alții. Nu? Deci pe noi, cum să vă spun, v-am spus, pe noi nu ne interesează. Cum se numește partidul? Cum se numește partidul? Desigur, ne interesează să nu fie, măscărici, să nu fie extremiști. Asta ne interesează. Dar sunt totuși două, trei partide. Acum nici eu nu mai știu dacă sunt doi sau trei. Păi vedeți, bun. Și noi suntem așa cu... Sunt două, trei variante cu care putem discuta. Și v-am spus, pe mine mai puțin mă interesează... Varianta 1, PNL? Pe mine mai puțin mă interesează cine este. Pe mine mă interesează ce conține. Ce conține? Ce conține, ce conține tratatul? Domnule deputat, de ce au plecat? Mai stați așa pe coridoarele Parlamentului. Ce au zis colegii de la UDMR? De ce v-au părăsit? Da, probabil colegii de la UDMR totdeauna își fac calcule politice, probabil au mizat pe o conjunctură politică mult mai favorabilă, din care să obțină mult mai mult decât ar fi obținut de la PSD, și stau la cotitură. Acum să vedem dacă au riscat și câștigă, că s-ar putea să riști și să nu câștigi. Ar fi frumos să stăm la cotitură, să stăm în opoziție. Și știți foarte bine că este mult mai greu să stai în opoziție. Și v-am spus, cu asta am început. Colegii, foarte mulți colegi au spus că sunt unii, și mai ales la nivel județean, că sunt unii care cred că țara este a lor. Și nu se poate, nu se poate, pentru că erau așa de aroganți unii, v-am spus, la nivel județean, din mai multe județe, încât populația nu poate să înghite așa ceva. Înțelegeți? Deci un funcționar public trebuie să fie unul mic, modest, care respectă deci legile. Foarte pe scurt, înseamnă că din cauza unor funcționari publici, care sunt ați ieșit de mulți, la guvernare. Care sunt despre, de am ieșit de la guvernare datorită
unui, cum să vă spun, unei mentalități care... Da, care... Merita? Merita? Sau mai bine puneați presiune pe colegii, deci, de la PSD? Ia schimbați-l pe, deci pe noi, respectivul. Pe noi, nu, noi nu cântărim cu sute de kilometri de drumuri asfaltate sau la bucăți la săl de sport. Pe noi nu asta ne interesează. E foarte important să avem, muncim, avem proiecte, avem, eu cred că avem argumente forte ca să putem atrage bani guvernamentari pentru infrastructură, dar pe noi, în primul rând, ne interesează, v-am spus, o mentalitate, ne interesează lărgirea sferei protecției minorităților, pe noi ne interesează aceste lucruri. Și în balanță, în balanță acestea, cam 50-50 în ceea ce înseamnă și... De la PNL vă așteptați de la toate acestea să se adeverească la un moment dat? Noi așteptăm luciditate și respect. Respect, n-ați dat un respect corespunzător colegilor de la UDMR? Pentru că eu înțeleg că e foarte dureros acum cu acești funcționari publici. Dar miza prea mare, deci să pleci de la guvernare, nu? Da, noi am acordat tot respectul și chiar nu cred că s-a lucrat rău cu... De obicei, UDMR-ul este un partener bun la guvernare. Eu cred că problemele sunt altele. Ca în toată sfera politică și UDMR-ul simte o anumită erodare și cred că caută o conjunctură să se relodeze. Mă e frică ca la o moțiune de cenzură care s-a tot pomenit în ultima perioadă, va pica guvernul Ponta și datorită votului colegilor de la UDMR? Aveți așa o grijă, o apăsare? Deocamdată nu. Deci cel puțin în momentul de față. Sigur că există anumite vulnerabilități la Senat, dar țin să vă reamintesc că în Camera Deputaților avem vreo 150 de voturi în plus față de coaliția actuală aflată la guvernare. Deci nu vedem momentul de față. Ați văzut, s-au făcut de tot felul de tam-tamuri cu partide care se absorbă de la noi, să creeze alte poluri și alte majorități și n-au reușit. Deci în momentul de față eu personal nu văd un pericol în a se schimba majoritatea în Parlament. Mă subscriu de altfel, pentru că în noiembrie, când am luat această decizie, am luat în calcul și faptul ca să nu luăm decizii să pice guvernul. Deci când am luat această decizie, am luat aceste calcule. Deci nu am vrut, dar în cazul în care va fi moțiunea, veți vota moțiunea? Nu am vrut în niciun caz să pice guvernul. Deci nu am vrut acest atunci. Lucru. Atunci. Și acum? Deci nici acum nu am făcut niciun demers împotriva guvernului României. Nici în cazuri de voturi, în ceea ce înseamnă, dacă sunt proiecte bune, atunci asigur că votăm. Suntem o opoziție constructivă, cum se zice la politologi, pentru că vrem să facem lucruri pozitive. Însă nu puteam să rămânem în guvernul respectiv, dar sunt milioane de probleme care sunt vizate. Și vreau să, încă o dată vreau să subliniez, da, așa este, am lucrat și eu cred că lucrăm și din opoziție corect, și cu miniștrii PSD, și cu deputații, și pe plan politic, cel puțin la nivelul județului Covasna, eu cred că putem afirma, sau pot să afirm și în numele domnului deputat, că lucrăm corect, pentru că suntem oameni. Și mâine dimineață se va răsări soarele. Mirela, cum e cu politicienii aceștia? Greu. E greu. Până aici am înțeles. E greu. În general, eu tot revin la ceea ce cred oamenii, pentru că eu vorbesc pentru oameni ca și dumneavoastră. Și am auzit foarte frecvent spunându-se că, domne, noi oamenii între noi ne înțelegem și ne iubim foarte mult, până când intervin politicienii care ne influențează, care alimentează ura dintre noi, care, dincolo de declarațiile frumoase pe care le fac în anumite contexte, de fapt instigă la ură, la izolare, la separatism și așa mai departe. În acest moment, de exemplu, după toată discuția pe care noi am avut-o aici, mie nu-mi este clar ceea ce v-am întrebat mai devreme. Românește. Dom'le, care e avantajul meu când ne izolăm? Eu încă nu știu care e avantajul. Nicio problemă. Da. Deci, cum v-am spus, deciziile acum sunt luate majoritatea în București. Ceea ce pe noi ne-a interesat, să luăm decizii pe plan local.
Deci asta înseamnă ori pe probleme sociale, să încercăm să rezolvăm problemele sociale care se întind în această țară și, desigur, probleme economice. Problemele economice în Tirolul de Sud, în Tirolul de Sud, da, luăm exemple europene. Da? Luăm exemple europene. Nu vreau să mă duc în afara spațiului european. Să mă refer și eu la Tirolul de Sud după ce... Da. Bineînțeles. În Tirolul de Sud... Aveți model acolo? Da. În Tirolul de Sud plătesc 5% la Roma și 95% se readuce în Tirolul de Sud din taxele și impozitele. Acum discuția la ei este să plătească, să rămână tot la ei și 5% să plătească la Roma. Vreau să vă întreb concret. Și mi se pare absolut firesc și normal. Credeți că zona asta s-ar descurca din punct de vedere economic? Cu siguranță. Fără bani de la București? Că practic Bucureștiul trimite bani aici. Știți că trimite? Sunt 13 județe în țara asta care plătesc mai mult la București decât primesc înapoi. Din aceste 13 județe sunt 9 județe din Transilvania. Toate 3 județe din Ținutul Secuiesc plătesc mai mult decât primesc înapoi. Domnule deputat, vă ascult, suntem cam pe finalul ediției de astăzi. Cred că ar fi trebuit să o facem măcar de 2-3 ore. Da. Data viitoare așa vom veni pregătiți. Aveți și dumneavoastră ceva cu Tirolul de Sud? Da, în legătură cu Tirolul de Sud vreau să îi spun domnului președinte că acolo, vreo 50 de ani, majoritatea germană a tot încercat să obțină autonomia de care vorbește și n-au putut să obțină pentru că minoritatea italiană se simțea ostracizată, se simțea marginalizată și în pericol. Același lucru se întâmplă cu românii din Covasna, Arghita și Mureș, să spunem. Până nu i-au convins și au avut grijă de minoritatea italiană și au lucrat încă vreo 30 de ani ca să-i convingă, și după ce au convins pe italieni că e foarte bine să fie așa și într-adevăr au fost și ei convinși și sinceri în chestiunea asta, într-adevăr, atunci acolo s-a făcut autonomie. Bine, până aici deci am înțeles... Deci mai avem încă vreo 50 de ani cel puțin. Cam atât, da? Înțeleg unde sunt sincopele. Ultimele 50 de minute tot despre sincope. Care sunt, stimați domni, care sunt pârghile pe care le recunoașteți și de o parte și de cealaltă parte? Care sunt colaborările concrete, deci nu la nivel declarativ, unde spune UDMR-ul, iată că aici votez și eu cu PSD-ul pentru că sunt de acord cu absolut tot și viceversa. Eu conduc Consiliul Județean de 7 ani de zile și cam 95% din hotărârile Consiliului Județean Covasna au fost luate în unanimitate. 95% în unanimitate, astea sunt sute de hotărâri în 7 ani de zile. Deci eu cred că dacă, cum spune domnul deputat, ai tăria, ai și mintea și ai și timp să dezbați o problemă în comisii, în afara comisiei, în plenul Consiliului Județean, vorbesc despre județ, atunci sigur că întotdeauna am găsit soluții. Ori și sunt și probleme care unii au spus că sunt etnice. Finanțarea turului ciclism a Ținutului Secuiesc. Unii odată au sărit în sus, dar când am încercat și am reușit să discutăm aceste probleme, atunci nu au mai fost probleme. Și vă spun deci e vorba de comunicare, deci, nu? Exact, de comunicare răbdare. Și de idei bune. De a asculta fiecare argumentele celuilalt. Corect. Deci a spus foarte, foarte frumos și vă mulțumesc, domnul deputat. Este problema noastră că în 25 de ani de zile nu am găsit posibilitatea să argumentăm în limba română, pentru român, să discutăm avantaje, dezavantaje. Nu e nicio problemă. Eu nu mă tem de dezbateri. Dacă aceste dezbateri sunt corecte pe argumente. Și de aici încolo așa va fi. Deci nu mai așteptăm 50. Domnul președinte, uitați. Eu vă spun rămâne următorul lucru. Domnul președinte. Eu de când sunt aici, în Covasna, hai să spunem după 90, eu nu am sesizat nicio inițiativă a majorității, hai să spunem, condusă de UDMR, nicio acțiune prin care să apropie cele două comunități. Haideți că vă spun, pe care știți și dumneavoastră, că de când sunt președinte al Consiliului Județean Covasna, de pildă la finanțare la biserici, și vă spun o mai speță, aș putea să vă spun până dimineață.
la biserici. Este foarte clar care este biserica românilor, care este biserica ungurilor. Da? La sprijinirea de biserici, întotdeauna vin proiectele, iar înainte de deciziile, cerem opinia și... clericilor, probabil, da? Și a clericilor, dar opinia și a membrilor din Consiliul Județean. Ei fac o propunere, nu e o decizie. Și este înainte. Acceptată acea propunere? Exact. Asta înseamnă, deci, capitolul... că ungurii nu se bag la ce biserică ortodoxă să tencuim sau să finanțăm încălzirea, iar nici ortodoxii nu spun că nu e bine la biserica reformată sau catolică. Înainte de decizie, înainte să intrăm în comisii, ne consultăm. Da. Și confirm, mi se pare... confirm că aici este așa, dar aici e vorba de acte administrative. Și mi se pare absolut normal acest lucru, înțelegeți? Spuneți dumneavoastră unde nu este. Deci, ca să înțelegem. Ceea ce privește administrația, într-adevăr, am făcut pași foarte importanți și sunt de acord că există o deschidere foarte mare a Consiliului Județean de a veni în zonele românești, în comunele românești, participăm împreună acolo, dezbatem și rezolvăm cât mai multe probleme administrative și, într-adevăr, există și niște fluxuri influențate de politica Consiliului Județean, de dezvoltare pe infrastructură în localitățile românești și lucrurile astea le-am obținut împreună. Eu mă refeream la chestiuni de ordin, cum să vă spun, la acțiuni de a apropia cele două comunități în sensul de a organiza, nu știu, sărbători comune, în școli, între copii, între elevi, între astea. Nu există. Aici sigur o să că să de la om la om, la zilele Sfântul Gheorghe participă toți românii, dar asta nu este o chestiune organizată în care hai să aducem și românii și maghiarii, să organizăm, nu știu, o chestiuni Mirela. Culturale sau chestiuni, înțelegi? Am înțeles. Te rog să schimb microfonul pentru că... Mă aud mai bine acum, da? E mai frig aici. Voiam, și... spuneam, deci, că există acest gen de acțiuni în școli. Chiar astăzi am fost la astfel de... un proiect pe care l-au realizat școlile. Mihai Viteazu cu Varodi și cu Andy... Ajutați-mă, Odi, nu știu cum. Odi Andre. Odi Andre, da. Iarăși este ceva problemă pe sună, am înțeles. Deci este vorba de acest proiect Prietenie prin Armonie sau... Prietenie pentru Armonie. Deci există astfel de punți deci de... Deci există de asemenea inițiative și se întâmplă în, la nivel între, să spun eu, instituții mai mici sau nu știu. Eu vorbesc de chestiuni instituționalizate la nivel de conducere de județ, la nivel de grupuri politice mari, UDMR cu PSD sau... Hai să facem inițiative de genul, la asta mă refer. Nu spun că între asociații, ligi, licee, școli, există acțiuni comune, deci nu putem să negăm aceste. Eu mă refeream la politica mai mare sau de a implica politica în aceste chestiuni, că astea se întâmplă fără implicarea politicului. Așa este. Eu aș mai avea să le fac un reproș de data asta și românilor, pentru că, foarte scurt o să spun, am observat că își doresc să comunice cu maghiarii. Dom'le, nu iau inițiativă, adică nu putem să așteptăm numai de la celălalt. Trebuie un catalizator, cum sigur, deci cumva eu. Trebuie și noi să ne punem în mișcare. Suntem la momentul concluziilor, ultimele secunde, cu ce ne ridicăm, pentru că am primit niște informații foarte concrete, foarte interesante și de la domnul deputat și de la domnul președinte. A spus că și mâine este o zi, da? Așa a spus acum câteva minute. Cu ce idei, dar foarte pe scurt, ne ridicăm de la această masă, din această emisiune? Am mai mulți prieteni, cunoștințe de naționalitate română, care vorbesc și ei absolut perfect în ambele limbi. Eu când vorbesc sau mă adresez la ei, eu vorbesc în limba română, ei vorbesc în limba maghiară când răspund. Am înțeles. Domnule deputat? Deci, sigur că și eu am o grămadă de prieteni unguri de foarte multă vreme, unii chiar care vorbesc foarte rău românește.
Problema este aici de a depinde de noi să inițiem, știu eu, o apropiere și să estompăm chestiunile care ne separă de cele care ne-ar putea uni mai mult și ne-ar putea crea o viață mai bună. Din păcate s-a scurs termenul și timpul acordat acestei emisiuni. Mulțumesc, Mirela, foarte mult pentru participare. Domnule președinte, domnule deputat, data viitoare vom continua de aici, dar probabil într-o altă tonalitate cu mult mai optimistă. Deși a fost o discuție optimistă. Mulțumesc foarte mult. Atât, oameni buni, la revedere, de la Sfântul Gheorghe. Vom mai reveni în mod sigur. Până atunci, toate cele bune. La revedere. Vi sunt la Tașra.